ceilalți, verificăm relația noastră cu Dumnezeu. Și aici Hristos, în această parte finală a predicii de pe munte, se referă la modul nostru concret. Cum trebuie să ne comportăm? Și cuvintele sale sunt foarte directe și precise. Parcă nici n-am putea să adăugăm nimic la ele, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a fi înțelese, folosește și câteva pilde, parabole, le înserează aici, pentru ca să înțeleagă mai ușor cei care îl ascultau în acele vremuri și cei care îl vor asculta și îl vor urma de-a lungul timpului. Iată cum acest imperativ al iubirii capătă valențe deosebite, concretizări speciale și prin această poruncă de a nu judeca pe semenul tău, de a nu intra într-un conflict până la urmă cu acesta. Versetul 37 este foarte concret. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și veți fi iertați. Păi vedem o întrepătrundere. Judecată, osândă, iertare. Care este legătura dintre toate acestea? Noi știm că în urma unei judecăți, unei emiteri, pentru emiterea unei, în urma unei emiteri a unei păreri, se urmează un verdict, bun sau rău. Aici, prin aceste întrepătrundere ale acestor cuvinte, se scoate în evidență, de fapt, și sensul judecății pe care noi trebuie să o arătăm în raporturile cu ceilalți și cum trebuie să fie judecata noastră. Pentru că judecata noastră, de fapt, nu privește doar pe celălalt și are ca urmare osândirea lui sau graturarea lui sau, eu știu, poate iertarea lui sau lauda lui, ci are în vedere, de fapt, și ne are în vedere și pe noi înșine. Pentru că atunci când judecăm, de fapt, emitem o părere. Atunci când ne judecăm, deosebim un lucru de celălalt. Și prin judecată, prin această acțiune de a face o deosebire între bine și rău. Și atunci când noi emitem această părere în urma unei judecăți, s-ar putea să fie cineva socotit vinovat. Și vinovăția aceasta atrage după sine osânda. Dar noi nu suntem chemați ca să osândim. Prin judecata noastră suntem chemați să ridicăm pe cel care poate a greșit și nu este în conformitate viața lui cu ceea ce ne îndeamnă pe noi să facem Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci când judecăm pe celălalt, de fapt, judecata aceasta trebuie să aibă în vedere mai ales faptele noastre. Pentru că atunci când judecăm, noi pornim de la niște principii, de la niște grile. Nu putem să avem un principiu aplicat celuilalt, iar pentru noi aplicăm alt principiu. Și principiul prin care îl judecăm pe celălalt și putem să emitem o părere, este, de fapt, comportamentul nostru și atunci când vom vedea că celălalt este poate păcătos și poate a greșit, nu-l vom mai putea osândi pentru că și noi suntem, de fapt, în aceeași stare, în aceeași situație. De altfel, felul acesta de a te raporta la semenul tău este întotdeauna recomandat de întreaga tradiție sfântă a bisericii noastre, pentru că nu te poți pune în locul lui Dumnezeu, cel care are singur optica și panoramica necesară pentru a vedea toate ascunzișurile. E clar, aici, în acest verset, nu se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Pentru că judecata lui Dumnezeu este atributul său. El, de fapt, judecata este atributul lui Dumnezeu. Noi atunci când judecăm și poate exagerăm, pentru că sunt oameni care usurpăm calitatea pe care o are Dumnezeu. Ne situăm în locul lui Dumnezeu. Și cred eu că, nu știu, dar nu putem să ne erijăm într-un judecător drept, pentru că nici noi nu suntem drept. Și ne spune chiar Sfânta Scriptură, chiar Sfântul Apostol Pavel spune la Romani, capitolul 2, cine ești tu, omule, ca să judeci pe fratele tău? Pentru că nu poți să judeci atât timp cât tu faci aceleași păcate pe care le face fratele tău și atunci când îl judeci, de fapt, tu nu îl judeci pe el, ci te osândești pe tine, pentru că al tău cuvânt nu găsește răspuns, deoarece nu ai puterea să judeci pentru că nu ești mai altfel decât cel pe care îl judeci. Și mă întreb eu, și eu, poate și dumneavoastră vă întrebați, toți ne întrebăm ce înseamnă viața noastră, judecată, osândă, iertare, oare toate acestea să alcătuiască viața noastră? O alcătuiesc pentru că nu se poate. Trăim în lume și ne raportăm unii la alții. E bine să ne judecăm și aici nu se vorbește, de fapt, despre judecata publică. Se vorbește despre acea judecată deformată a
faptelor aproapelui nostru. Aceasta este incriminată. Deci aceasta este incriminată aici, acea judecată care scoate de fapt în evidență răutatea noastră prin care arătăm că celălalt este vinovat pentru nimicuri, adică pentru, poate pentru păcatele care sunt nesemnificative în comparație cu defectele și neajunsurile. De altfel, vedem practic cum gândul celui care emite o astfel de condamnare se situează în duhul mândriei, pentru că automat cel de lângă tine este văzut inferior, de vreme ce tu, în calitatea ta superioară, îl judești. Dar, părinte, este o situație aici foarte sensibilă, și anume, oare acest imperativ al iubirii, care se concretizează prin această iertare, lipsă de judecată, de osândirea aproapelui, oare ce ar însemna? O suspendare a cenzurii noastre mentale, a criticii pe care, dacă nu avem, atunci nu mai știm să mai deosebim nimic din lumea aceasta. Prin acest îndemn imperativ să nu judecăm, care este de fapt punerea în lumină a iubirii pe care noi trebuie să o arătăm și să o trăim, și ea se concretizează prin iertarea pe care o dăm pentru cei care ne greșesc, pentru că nu se poate iubire fără iertare. Iertarea este semnul văzut al iubirii pe care îl purtăm celuilalt. Prin judecarea faptelui celui de lângă noi se dorește de fapt îndreptarea. Dar de cele mai multe ori această judecare nu are la bază îndreptarea, ci dorința de a scoate în evidență de fapt propria noastră viață și a ne situa deasupra celuilalt. Pentru că atunci când îndreptăm pe un frate de al nostru, când un părinte își ceartă propriul copil și îl judecă, adică îl sfătuiește, nu înseamnă că emite o judecată fără acoperire. De asemenea, când primim un sfat de la un bătrân, nu înseamnă că acel sfat nu trebuie primit, cum că ne-ar leza nouă propria personalitate, sau, pe de altă parte, atunci când se face judecata publică. Pentru că spune tot Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Iacov spune în epistola sa că atunci când îndreptăm pe un om care a greșit și a apucat pe calea cea rătăcită și îl întoarcem de la păcat și îl întoarcem de la calea sa rătăcită, îi se acoperă mulțime de păcate celui care face acel lucru și chiar el este mântuit, sufletul său este mântuit de la moarte. Deci vedem așadar că se cere o îngrijire față de aproape, da, una sinceră, nu una care să probeze de fapt interesul nostru propriu, ci cu adevărat grija față de celălalt și, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dragostea noastră trebuie să aibă în prim plan, nu interesul față de, nu iubirea față de interesul, nu, dragostea nu trebuie să aibă în prim plan interesul nostru, ci interesul celuilalt. De altfel, nu modul de viețuire egoist, ci plinătatea iubirii manifestată către semenul nostru, aceasta trebuie să fie coordonată esențială a vieții noastre. Păi, avem și o promisiune, dacă vom respecta. E drept că noi judecăm și noi suntem înclinați să judecăm. E mai ușor să-l judeci pe celălalt decât să judeci pe tine însuși. Și asta presupune o cunoaștere de sine. Când te judeci pe tine, de fapt, te cunoști așa cum ești și suntem tentați să judecăm. Și mai ales astăzi se vede acest lucru. Foarte mulți ajung să judece pe ceilalți până în cele mai mici amănunte și chiar ajung creștini, nu știu să știți că am întâlnit, sunt oameni care judecă chiar pe duhovnicii lor. Merg până acolo încât pun la îndoială hotărârea pe care o dau acest duhovnici. Deci s-a mers sau se merge de multe ori prea departe. A judeca pe celălalt înseamnă să nu te cunoști pe tine și în același timp să nu ai puterea să te accepți așa cum ești. Cel care se cunoaște pe sine este un om care se situează deasupra tuturor și în același timp acceptă și criticile care vin din partea celuilalt. Pentru că atunci când te critică cineva, te face să recunoști sau să vezi ceea ce îți lipsește și să împlinești golul acela care lipsește și spun toți Sfinții Părinți că cel care se cunoaște pe sine, de fapt, este mai mare decât cel care vede pe înger. Cel care se cunoaște pe sine descoperă împărăția lui Dumnezeu. Cel care și-a cunoscut păcatul său este mai mare decât cel ce înviază morții și atunci nu poți decât mulțumi celui care ți-a vădit păcatul pe care poate tu l-ai trecut cu vederea într-o cruțare de sine, cum se întâmplă. Bine ar fi să vină către tine cu dragoste, pentru că noi prin această judecată arătăm bunătate. Nu arătăm nici de cum dorința de a-l pedepsi pe celălalt, pentru că nici Dumnezeu ne pedepsește, El care ne iubește, ne îngăduie și așteaptă să ne îndreptăm și noi când îl cercetăm pe celălalt sau când vrem să-l îndreptăm, nu îl dezavuăm ci pe el ca persoană, ci dezavuăm păcatul din el și prin bunătatea noastră, ca revărsarea bunătății lui Dumnezeu și aducere
și aducerea acestei bunătăți către, și ducerea acestui către celălalt, vedem să încercăm să descoperim, dincolo de răutatea lui, bunătatea care totuși se mai găsește în el. Pentru că în fiecare dintre noi, chiar, sau în fiecare frate de al nostru, chiar oricât ar fi el de rău, mai este totuși o picătură, o fărâmă de bunătate. Și această bunătate se descoperă numai prin bunătatea noastră, pentru că bunătatea atrage bunătate. Virtutea atrage virtute. Avem exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, care nu l-a mustrat deloc pe Zaheu vameșul și a reușit prin bunătatea manifestată generos către acesta să aprindă oarecum acel cărbune care era stins în sufletul său, să-l transforme într-o torță mult prea luminoasă, tocmai prin această revărsare de iubire la care suntem așa invitați e, și noi. Că de multe ori bunătatea noastră se învelește în această negreală a tăciunelui păcatului nostru și ea trebuie dată la o parte și a aprins acel cărbune care presupune dorința sinceră de a-L afla pe Dumnezeu și de a fi aproape de El. Părinte, avem o promisiune dacă vom împlini, iată, cele spuse de Mântuitorul. Nu veți fi judecați, nu veți fi osândiți, veți fi iertați. Cum să privim noi lucrurile acestea în planul veșniciei și lucrării lui Dumnezeu? De fapt, raportul nostru cu Dumnezeu se traduce prin raportul nostru cu ceilalți. Dumnezeu lasă la latitudinea noastră tot ceea ce avem noi de făcut. Dumnezeu ne pune în față adevărul pe care suntem chemați să îl urmăm și acest adevăr urmat presupune agoniseala pe care noi o realizăm pe tot parcursul vieții și astfel noi înșine, de fapt, prin tot ceea ce facem, îl determinăm pe Dumnezeu să facă față de noi ceea ce facem noi față de ceilalți. Există acest raport de condiționalitate, de reciprocitate. În măsura în care reciprocitate în sensul de a conduce mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu trece peste noi. Dumnezeu ne respectă pe noi înșine pentru că noi reprezentăm înaintea lui Dumnezeu o valoare. Și valoarea aceasta Dumnezeu respectă mai ales din momentul creației. Că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și a asumat acest risc al libertății pe care a pus-o în ființa omenească. Și Dumnezeu semnează mereu tot ceea ce facem noi, sau toate deciziile noastre le ia în urma hotărârilor noastre. Ne ajută, ne susține, ne călăuzește, ne dă acele oportunități de a lua deciziile cele mai bune, dar niciodată Dumnezeu nu trece peste a noastră voire și în același timp dăruiește fiecăruia cât se deschide să primească. Judeci mult, vei fi tratat cu aceeași măsură. Adică, dacă judeci cu asprime vei fi judecat. Dacă dăruiești cu bună voință, cu bună voință vei fi și tu dăruit de către Dumnezeu și cu binecuvântarea cea cerească. Iată în versetul 38, dați și se va da. Turna vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. Practic, să înțelegem că este o promisiune de revărsare a milostenii lui Dumnezeu care poate veni în planul veșniciei, a comuniunii vieții celei... Așa este. Și noi tot ceea ce facem aici are repercursiuni în planul acesta al veșniciei. Noi nu lucrăm aici pentru ziua de astăzi. Nu rămâne totul aici cantonat în spațiul nostru trecător și lumesc, ci ele au repercursiuni în viața noastră veșnică. Noi tot ceea ce am putea spune că tot ceea ce facem acum investim pentru viața cea veșnică. O investiție care pe mulți sperie, pentru că se crede că această investiție se va recupera foarte târziu sau poate niciodată. Și mai bine este să trăiască aici momentul, clipa și să se bucure de ceea ce este, fără să aștepte ceea ce are să urmeze. Și noi suntem chemați să nu fim doar niște fiini observatori sau să observăm ceea ce se petrece în jurul nostru, ci să și mergem către celălalt și să-l susținem, adică să dăm ceea ce lipsește, să arătăm deschidere, să arătăm îngăduință și pentru că dacă noi vom arăta această îngăduință în fapta concretă, dăruind, pentru că dăruirea este latura, adică este un privilegiu, a avea, este un privilegiu de la Dumnezeu.